Ai dat click pe acest videoclip pentru că vrei să vezi ce discordie se mai provoacă, cine se mai omoară între cine, cine a făcut ce cui. Da, e bine, în acest videoclip, oameni buni, am să discut despre mine, pentru că pe internet acolo am văzut că se circulă foarte multe vorbe, dintre care niciuna nu e adevărată. Vorbe legate despre mine, bineînțeles. Că eu fac aia, că eu fac ailaltă, că eu sunt ăla, că nu știu ce. Ei bine, toate sunt false și în acest videoclip vreau să mă prezint pe mine însumi, atât cu bune cât și cu rele. Este vorba de plăceri și lucruri care eu le fac și lucruri care nu le fac. Ok, acum haideți să-i dăm drumul, dar înainte să începem, vreau să precizez de ce nu am mai reușit să mai postez zilele astea. Zilele astea n-am mai putut să mai postez, ați observat și voi, pentru că am fost răcit. Da, nu știu cum, dar a venit de nicăieri o răceală, cum n-am avut niciodată și, e bine, n-am mai putut să mai postez. încă acum sunt răcit. Nu știu dacă puteți să vă dați seama că am vocea un pic mai ciudată. Da, în fine. Haideți să trecem și peste chestia asta și să începem și acest videoclip. Deci, adevărata față a lui Aiciuncio. Ce vrea să însemne acest videoclip? Ei bine, oameni buni, am să discut despre mine, atât în părțile pozitive cât și în părțile negative. Și ca să nu spuneți că mă susțin eu prea mult, am să încep întâi cu părțile negative. Eu pe YouTube figurez de cam vreo 3 ani încoace. Și ce trebuie să înțelegeți voi e că eu în ăștia 3 ani m-am cam chinuit, hai să zicem, dar de la un timp m-am cam delăsat. A venit o delăsare de asta așa pe mine, cruntă, și nu mai am într-adevăr entuziasmul și bunăvoința care o aveam înainte. De asemenea, și nervii mei au început să se tocească și nu mai sunt cum au fost înainte. Asta înseamnă că, e bine, eu nu fac YouTube pentru bani, cum foarte mulți dintre voi susțineți asta și credeți cu tărie chestia asta. Eu nu fac YouTube pentru bani, pentru că dacă făceam YouTube pentru bani, până la ora asta eram lefter. De ce? Pentru că pur și simplu nu câștig din ceea ce fac eu. Eu nu-mi permit să-mi cumpăr din ceea ce fac eu nici măcar un singur joc. Și acum, în momentul de față, aveți pe ecran, eu acum caut, dar voi să aveți direct pe ecran un grafic cu toate câștigurile mele de pe canalul vechi, de pe canalul Aiciuncio. Uite, i-am făcut și o poză aici. Ok. Și o poză de pe canalul cel nou. Da? Bun. Acum, faza cu nervii. Ei bine, de-a lungul acestor 3 ani am întâlnit o grămadă de oameni, atât hateri cât și copii de ăștia proști, care fiecare susținea ce voia. După ce eu le explicam cum stă treaba în modul cel mai sincer și în modul cel mai frumos, acești copii reveneau peste gen 20 de secunde și ziceau exact același lucru. O fut pe mânta. Ești un copil prost. Cu toate că eu am 18 ani împliniți și, sincer să fiu, eu la vârsta asta nu prea mă interesează să fac vreo discordie aici pe YouTube. Într-adevăr, urăsc o singură persoană, nu am să dau absolut niciun nume, probabil unii dintre voi știți despre cine este vorba, dar nu am să dau nume. Dar în rest, nu am absolut nimic personal cu niciunul din YouTuberi. Știți foarte bine că s-a cauzat mai de mult o discuție despre Andrei. Sărim peste chestia asta. Aia a fost. O să mai urmeze, bineînțeles. Dar trebuie să vă gândiți ceva. Vă cer atâta să vă gândiți. De ce dintre toți YouTuberii din România m-am oprit doar la Andrei și am să mă opresc doar la următorul YouTuber? De ce nu m-am oprit, nu știu, la Codrin Bradea? De ce nu m-am oprit, eu știu, la Zmental sau la Max și altele? Habar nu am. Nu știu ce vă bese mintea aia. Nu știu ce aveți în capul ăla. Dar eu vă spun atâta.
Nu îmi place să stau să fac hate pe YouTube. Asta ar fi unul din lucrurile care mă caracterizează. Un alt lucru e că efectiv nu mai îmi plac copiii care vin la mine și spun tot felul de tâmpenii, tot felul de aberații. Efectiv le dau deny, le dau cu sictir de fiecare dată. Adică le dau o replică de-aia dură de să mă țină minte. Pur și simplu nu mai pot. Nu mai pot să mai fiu așa drăguț, să zâmbesc și să nu știu ce. Nu, nu mai pot. O altă chestie este că eu în jocuri, în special în first person shooter-uri, cel mai cunoscut dintre ele fiind Counter-Strike, mă enervez foarte mult. De ce? Păi, pur și simplu, eu am calculatorul, cred că de pe la 7 ani, de când eram un plot mic și prost. Când abia descoperisem și eu care e treaba cu jocurile. Cred că de atunci am un calculator și, e bine, de-a lungul timpului, nu știu de ce, dar nervii care îi făceam când pierdeam s-a transformat în ceva mai mult, s-a transformat într-o ură. Counter-Strike fiind acum și un joc competitiv și eu sunt de asemenea o persoană extrem de competitivă care are pretenții destul de multe, atât de la echipă, cât și de la sine. De la skillurile de sine. Mă fac vinovat într-adevăr pentru ceea ce am spus lui Gizek mai de mult când l-am certat că nu juca bine, că îl făceam prost, că nu știe să joace, iada, 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 iada. Da, într-adevăr mă fac vinovat pentru aceasta. Dar mă fac vinovat și pentru mai multe lucruri. Mă fac vinovat că nu mai fac streamuri, mă fac vinovat că nu mai fac Minecraft și că am primit mai de mult o donație din partea cuiva să-i fac o promovare la server. Eu i-am spus, băi frate, să fac o promovare la server, dar și mai mult de atât am să fac o serie. E bine, nu am putut să mă țin de acea serie. Nu pentru că nu am vrut. Pentru că nu am vrut eu sau pentru că am avut eu intenția, bă, hai să nu-i mai fac serialul ăla, să fug cu banii. Nu. Sincer să fiu, nu mă interesează să fur. Pentru mine, important este impresia pe care eu o fac la o persoană. Pentru că impresia aceea contează. Impresia aceea poate să meargă mai departe sau poate să rămână doar în impresia persoanei respective. Adică poate să zică persoana aia, a, iau-te bă, uite, ai ciunciul ăsta, e bun, mă, uite, bă, cu Tărescu. Uite, eu l-am chemat pe Aiciuncio să mă ajute. Cheamă-l și tu pe Aiciuncio să te ajute. Știi? Și atunci interesul meu nu mai este să fraierez pe cineva, să-i fur banii. Ca după acela să zică, bă, ce ai făcut cu Aiciuncio? Uite, m-ai furat, mai nu știu ce. Plus că nici nu mai sunt la vârsta la care să fac tâmpenii de astea. Pur și simplu nu-mi place. Adică, mie nici pe Omegle nu-mi vine să intru. Pentru că, pur și simplu, nu-mi place. Nu-mi place, pur și simplu nu-mi place. Și nu pentru că sunt urât. Ciudat este faptul că, fiind în clasa 12, au o grămadă de fete zoită după mine. Și sincer să fiu și cu voi, am și eu o iubită la vârsta asta. Și sincer să fiu, o iubesc foarte mult. O cheamă Mădălina. Și e din Vama Buzăului. Și o fată de nota 10. O fată atât frumoasă cât și bună la suflet. Și îmi place foarte mult de ea. O altă chestie care eu o detest este atunci când cineva vine la mine și îmi spune, bă, omule, tu ești prost, nu știi să vorbești corect gramatical. Pe când el nici măcar nu știe să lege o propoziție. Știi? Dar el vine la tine să zică, bă, dar ești imbecil, nu știi să vorbești. Știi? O altă chestie care îmi place, și cred că cu asta mă opresc, ar fi, îmi place să ajut. Chiar îmi place să ajut oamenii. Și înainte, îmi plăcea să ajut și tinerii YouTuberi. Însă, odată cu trecerea timpului, am ajutat ceva mai mulți oameni care n-au știut să zică mai târziu măcar mersi. Adică am făcut de-a lungul timpului, am făcut un schimb de impresii cu ei. Am
le-am tot dat sugestii, le-am tot dat idei, ce să facă, cum să facă, de ce. Și sincer să fiu, dacă ar fi să fiu sincer, Lion Stars este singurul care mi-a mulțumit până acum. În rest, am ajutat atâția oameni cu YouTube-ul, cum să filmeze, cum să randeze și chestii de-astea, și nici măcar un mersi n-au știut să spună. Deci nici măcar un singur fucking mersi. Nu le-am cerut bani niciodată. Doar să zică un mersi, băi, Ciuncio, că m-ai ajutat. Mersi mult. Sau nu, mersi. Mersi, fără mult. Atâta le-am cerut. Dar atât lucru nu am primit. Oare am cerut prea mult că le-am zis, bă, zi și mie măcar mersi? Serios? Chiar atâta lucru? Wow. E dificil în România, e dificil, pentru că nu mai poți să-ți mai exerciți, în ziua de astăzi nu poți să-ți mai exerciți, pentru că tocmai de aceea fac acest videoclip, ca urmare a ce o să urmează, ce o să urmeze, ca un fel de pre-sequel la ce o să urmeze, pentru că mă voi compara cu un alt YouTuber. Și înainte să fac eu o comparație, înainte să vorbesc eu despre el, vreau să vorbesc despre mine. Ok? Acum, n-ar fi foarte multe lucruri negative. Nu știu ce credeți voi despre mine. Probabil că sunt un retardat, că sunt un hater. Însă, v-aș cere să vă mai gândiți încă o dată la această întrebare. Cum se face că dintre toți YouTuberii, m-am oprit doar la X și Y, dintre toți YouTuberii? Chiar dintre toți YouTuberii, numai la X și Y m-am oprit eu. Cum se face? Am antecedente cu aceste persoane și nu pot să zic că le complac, că le plac, de fapt, nu le complac. Nu pot să zic că le plac, ba chiar pot să spun că le și detest. Și am multiple motive pentru care le detest, dar... majoritatea voastră nu aveți absolut niciun motiv să mă urâți pe mine. Pur și simplu mă urâți că urăsc o persoană. În ciuda faptului că eu vin și voi veni cu foarte multe detalii, cu foarte, foarte multe adevăruri, voi o să spuneți nu, tu ești ăla de căcat, de ce te iei de el? Ei bine, prietene, asta se numește a-ți exprima părerea. A-ți exprima părerea înseamnă să spui adevărul gol, goluț și, în același timp, opinia ta despre acea persoană. Este un drept pe care noi avem voie să-l exercităm, însă cu anumite limite. Adică eu nu pot să spun ceva despre o persoană care nu este adevărat și să pretind că acel lucru este adevărat. Atunci deja devenim niște falși. Fiecare are dreptul la o opinie. Dar atâta timp cât opinia sa nu este ieșită din comun, atâta timp cât opinia sa nu e venită din spațiu. Da? Atât am avut să vă zic și eu. Eu sper că m-ați înțeles. Dacă m-ați înțeles și v-a plăcut cât de cât acest infovideo, ca hai să-l numim un infovideo de reîntoarcere sau adevărata față a lui Ciuncio, exact așa cum mă văd eu și cum mă văd majoritatea oamenilor, mă rog, majoritatea oamenilor mă văd un tip amuzant și le place compania mea, mai puțin atunci când mă enervez. Când mă enervez, fac urât. Toată lumea știe asta. Asta este singurul meu mare defect. Când mă enervez, fac urât. Nu mai suport copii în general, pentru că majoritatea lor sunt niște bădărani, niște needucați, niște incompetenți și așa mai departe. Și, na... E greu. Cam atât cu acest videoclip. Sper că ați înțeles și voi că nu sunt un multimiliardar căruia nu-i pasă de oameni, căruia nu-i pasă de chestii, iar pentru cei care încă nu știți, ca să închei cu asta, pentru cei care încă nu știți de ce nu mai fac Minecraft, e bine, fac Minecraft de 3 ani, oameni buni. Mai dați-mi o pauză. Lăsați-mă cu Minecraft-ul. Sunt atâtea jocuri și în lista mea de Steam care nu le-am jucat.
și atâtea jocuri în lumea aceasta care sunt mult mai mișto decât Minecraft. Și nu le-am încercat niciodată. Pentru că fanii mei au fost numai Minecraft. Minecraft, Minecraft, Minecraft. Și pe canalul ăsta fac Minecraft. Dar totuși o fac pentru voi. Și tot n-am văzut așa un pic de mulțumire sau un pic de satisfacție din partea voastră. Nimic nu am văzut, nici la videoclipurile care le fac. Asta e dezamăgirea mea supremă. Adică gen din 5-6 ore de edit, măcar, nu știu, un anumit număr de comentarii sau de like-uri, să știu și eu că ce fac e apreciat. Însă nici asta nu fac. Nici nu știu pentru cine mai fac YouTube, sincer să fiu. Nu știu. Pentru mine nu pot să zic că fac YouTube, pentru că dacă făceam pentru mine, renunțam de mult. Pentru bani, n-aș putea să zic că fac pentru bani, pentru că dacă făceam pentru bani, mă duceam dracu de mult, de asemenea. Și pentru voi? Habar n-am pentru care voi. Mă rog. Aici se încheie și acest videoclip. Îmi cer scuze că m-am lungit prea mult. Eu am fost gazda voastră aici și vă urez vouă tuturor o zi sau nu știu când vă uitați, o seară faină în continuare. Ciao!